Bună și vreau să venim cu drama, toată mea cu probleme de matematică la geometrie. Tema pentru acasă. Clasa a șaptea. Geometrie, da? Da, da. Problema 26 de la pagina 157. 26. Da, 157. 7. Se dă în ipoteză triunghiul ABC. Triunghiul ABC. AB egal cu 10 cm. AC egal cu 14 cm. BC egal cu 20 cm. Să se afle în concluzie lungimile medianelor care pornesc din vârfurile A și B. Da, ai închis cealaltă. E indice A egal cu cine? E indice B egal cu cine? Deci lungimile medianelor care pornesc din vârfurile A și, A și B. B. Asta e problema. Bun. Desenăm și noi repede împreună. Ne-a predat teorema medianei. Nu. Așa. Care e... Mă interesează, v-a predat-o ca formulă sau? A demonstrat-o. A demonstrat-o. Nu m-am mai apucat de demonstrație. Am făcut-o gen ca și problemă. Mediană să... Așa, deci s-a desenat așa. Un triunghi. A, B, C. Deci triunghiul ABC. Latul se notează cu litere mici opuse unghiului. Deci aici o scrie latul A mic. Asta B mic. Ce mic, da? Da? Deci A, B, C. Mediana adusă. Ce este mediană, Anca? Semidreapta care numește vârful. Nu zice semidreapta, segmentul. Segmentul care numește vârful cu mijlocul laturi opuse. Deci segmentul care numește vârful cu mijlocul laturi opuse. Și iată, o să notez aici, e indice A, mă refer la lungimea mediană dusă din vârful A. Mediana dusă din vârful A. Da? Unește vârful cu mijlocul. Aici să zicem, cum să zic așa, AM. Lungimea la lui AM am notat-o cu e indice A. Și formula care este? Care e formula? E indice A la pătrat. Cine știe? M indice A la pătrat egal cu 2 pe lângă AB la 2 plus AC la 2. 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat una, minus A pătrat da, supra 4. 4. I-am notat, nu mai zic A, B, A, C, nu știu ce am zis. 2 pe lângă B mic pătrat plus C mic pătrat, adică de două ori. Vedeți că mediana asta a plecat din vârful A. Da. Și mediana din vârful A este de două ori. Laturile care formează unghiul respectiv, de două ori, 2 pe lângă asta la pătrat plus asta la pătrat, minus cea opusă, da? Minus A pătrat, totul pe 4. Atenție! E o legătură. E A la pătrat, e 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat, minus A pătrat, adică indicele ăsta, da? Minus A pătrat, pe 4. Cât este M indice B? B. Adi. M indice B la pătrat. Ca formulă, nu? Ca formulă. Păi să o ducem, nu? Să o ducem. Nu, nu, ne a, să o ducem. Nu. Uitați-vă la formula de aici. Păi 2 pe lângă C la pătrat plus A la pătrat. Foarte bine, plus A pătrat. Minus B pătrat. Minus B pătrat pe 4. Deci, atenție, celelalte adunate la pătrat și minus asta, care este aici la indice, da? De exemplu, dacă uităm A, B, C, dacă ducem mediana, triunghiul ăla A și C sunt capetele. Deci, A, dacă... Deci, mediana din vârful B, vrei să spun, nu? Dacă o duc pe mediana din vârful B, A și C sunt capetele. Sunt A și C sunt segmente, sunt laturile unghiului. Da. Deci laturile unghiului. Legătură 2 ori
latură. Sigur că da, de două ori pe lângă pătratele astea adunate, minus latura opusă unghiului, da? Totul pe patru. Anca, te rog. Spune-mi, mie îmi indici ce? 2 pe lângă B, pe la a doua. 2 pe lângă cine? B la a doua. B la a doua. Plus A la a doua. Așa. Câte paranteze am minus C la a doua. Da. La patru. Totul pe patru. Domnul profesor, da? Dacă vă rog să zici și mie cum, nu prea mă înțeles cum aflam, că n-am făcut la clasă. Da. Deci, este o formulă asta, da? Care se demonstrează la clasă, pe baza teoremei lui Pitagora, teoremei lui Pitagora. Tu cine ai înțeles? Cine e A mic și B mic? Că nu, cum se face, cum arată formula. Cum să o demonstrăm formula? O să demonstrăm, da. Mi-o leac de timp, nu e chiar simplu. Așteaptă leac, să facem tema și după aceea. Da, dar demonstrat-o clasă. Este, se demonstrează. Tu îmi spui acum să o demonstrez eu. Fiindcă mi-am spus că e mult, vă patru probleme, să vedem cât e dificil, dacă rămâne timp, mă ocup și de asta. Da. Uite, tu reține-o pe asta. Uite, M indice A, adică mediana de vârful A. La pătrat e 2 pe lângă laturile care formează unghiul. 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat, minus A pătrat pe 4. Și acum eu am făcut... De fiecare vârf. Da. Da? Deci ține minte formula asta, cum știm Pitagora, că ipotenuza la pătrat e suma pătratelor catetelor. Țin și pe asta în minte. Ea se demonstrează riguros. Nimic nu este la matematică aruncat așa de aiurea, ci totul se demonstrează. Dar acum să ne întoarcem la problema noastră. Vă zic, M indice A. Atenție. AB. O să o lătăm cu cine? Uite, AB este ce? Ce mic. Ce mic. AC este B mic. Și BC este A mic. Ca să vă familiarizați și cu notațiile astea, da? Și acum, M indice A la pătrat, uite, M indice A la pătrat este egal, conform formulei, 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat, chine paranteza, minus A pătrat, totul pe 4. Și egal mai departe cu 2 pe lângă. Anca vorbește. 14 la a doua plus 10 la a doua minus 20 la a doua, totul supra 4 și este egal mai departe cu 2 pe lângă 144 sau nu 144, 14 plus 196 plus 100 minus 20 la pătrat, totul supra 4 și egal cu 296 ori 2. 1174. Nu se poate, mă. 296, adică 300, zic, ori 2, fac cel mult? 500 și ceva. Da. 600. 500 și ceva în cazul nostru. Deci 2, hai să zicem, 2 ori 296 minus 400, asta este 20 la pătrat, bine? Da. Totul supra 4 și egal cu... Acum înmulțește, Anca, te rog. 2 ori 6. 2 ori 6, 12. 1, 2 ori 9, 18 și cu 9. 5. 592 minus 400 supra 4 și este egal cu... 192 supra 4, care este egal mai departe cu 4, 19 de 4 ori, 4, 4, 16, hai, vă aveți viteză, aveți un pic de viteză la calcul. 32, 4, 32, 8. 192 pe 4, 48. 48, da? Da, da. Ăsta cine e, mi indicea la pătrat. Da, adică IEM-ul, cum a stat adunată pe figură. Da, IEM-ul? De ce IEM-a egal cu 4? IEM indicea A va fi egal cu radical din 48. Adică 4 radical din 3. Adică radical din 16 ori 3. Da? Ori 3. Și este 4 radical din 3. Și am aflat pe IEM indice A. Trebuie și pe IEM indice B. M indice B, adică. M indice B la pătrat egal cu
2 pe lângă, să vedem ce avem, ce pătrat, adică A, B, pătrat. 2 pe lângă, ca să ne se dea mâna, 2 pe lângă. 2 pe lângă ce pătrat? Plus A pătrat. Plus A pătrat, minus B pătrat, pe 4. Pe 4, și egal mai departe. Egal cu 2 pe lângă, ce pătrat care e AB, adică 10 la pătrat, adică 100, plus A pătrat, adică... B 400, da, 400 minus am făcut mai 14 la pătrat 196 tot pe 4. Pe 4. Și egal mai departe cu? Egal cu 2 pe lângă. 2 pe lângă, de fapt 2 înmulțit cu 500 minus 196 pe 4, adică 1000. Minus 196 pe 4, 804 pe 4, care e egal cu 201, da? Și de unde e MB, da? MB egal cu radical de 201, adică 367 e egal de 201. 3 ori 67. Hai să vedem descompunerea la 201, să o facem complet. Deci 2-1 merge prin 3 obligatoriu. 3-60 și 7. 67 e număr prim? Da. Sigur? Da. Să încercăm, prin 3 nu merge, prin 5 nu merge, prin 7, prin 2 nu merge, prin 7. Când căutăm numele primii de acum. Miruna. 7 ori 9, 63, deci 7 ori 10, 70, nu merge. Deci din cauza 7 ori 10, 19, gata, ne-a oprit. E gata, e, da. Ne oprim abia când ne ajungem. Cum 3 radical din 67? Din 3 ori 67. 3 ori 67, rămâne așa. Rămâne, că nici nu este nimic de sub radical, n-ar vrea să mai ies cum șapte. Dar așa, așa, deci nu am ce scot de sub factor comun și din de sub radical și atunci rămân radical de 201. Nu se merită să mai scrie 3 ori 67. Așa. Am aflat. Indice ce? Hai să văd. Nu, la ce referim. Facem noi. Indice ce egal cu 2 pe lângă. Te rog. Egal cu 2 pe lângă B pătrat plus A pătrat. Pe tot pe lângă minus C pătrat, supra 4, 2 pe lângă B pătrat care este... Dar lucrează, mă! Lucrez. Da? 14 la pătrat care dă 196, da. Plus A pătrat care este 20, adică 400, corect. Totul minus C pătrat care este 10, 100, da. Supra 4. 2 ori 596 minus 100. 596. Supra 4. Minus 100. Totul supra 4. Care dă 1188. 1188, da. 1188, da. Minus 100. Supra 4. Și egal cu... Egal cu 1700, nu. Cum? Ai zis 1188, da. Dacă 1188. 1188 supra 4. Supra 4. Și face 4 în 10 de 2 ori. De 2 ori. În 28. În 28 de 7 ori. Adică e corect? Da. 2 ori 196 e corect? Nu. E făcut? I-am scris așa cum spuneți voi, nu... 2 ori 6, 12. În primul rând că nu se termina cu 8, se termina cu 2. Sigur că da. 6, 2, 12 și 1, 9, 2, 18, 19... Și 9, 9. 2 ori 5, 2, 10, 1192. E, 1192. Minus 100. Da. Stai 2092. 1092. Pe 4. Și acum zice, 4 în 10... De 2 ori. 4 în 29. 29 de 7 ori. 28. Da. În 12 de 3 ori. 273.
Și atunci numai M indice C va fi egal cu radical. În 273. Acum 273, să vedem dacă e număr prim. Rămâne să studiați și voi. Vedeți așa. Prin 2, nu prin 3, nu prin 5, nu. Prin 7. Prin 7, ia să vedem 27. Prin 3, ia să vedem 3 și cu 7, 10 și cu 2, 12. Merge prin 3. Deci atunci începem să descompunem. Să zicem aici. 273. Prin 3 care dă 91. Deci 91, deci prin 3. Exact. Și 91 prin 2, nu prin 3, nu. Deci trebuie să-l cercetăm. Prin 5, nu. 7, nu. Prin 7, 7 merge. 7. 7, 9 dată, 21, e 3 ori. 13. Deci merge prin 7 și 13. 13. Din păcate, n-am niciun pătrat. Rămâne așa. Și atunci rămâne radical din 273. Bun. Mergem mai departe, o altă problemă. Problema 27. Deci problema 27. 7. 7 acum. Da? Da. Triunghiul ABC. Lasă-mi triunghiul, s-ar putea să avem... nevoie. Da, să nu mai... Șterge bine tu, îți doresc. Deci, în ipoteză, triunghiul ABC. AB 5 radical din 2. A. B. Nu scutura aici filmul. Mă rog, n-are mult. Rămâne o singhiți. AB 5 cu... radical din 2. AC 6 radical din 2. BC 10 cm. Să se afle lungimea mediană ce vă mese din vârful A. A știut. Da, sigur. Dar e aceeași problemă. E aceeași. Bun, asta a aplicat în ăla. Da. E mai, e egal cu semnul întrebări? Da. Wow. E indice A, egal cu semnul întrebări. Demonstrație. A pe asta este C mic, A C e B mic, și pe C este A mic. Și e indice A, totul la pătrat. E mi indice A, totul pătrat egal cu 2 pe lângă... Formula 1. B pătrat plus C pătrat, totul pe lângă minus A pătrat, supra 4. Nu totul pe lângă. Nu. Minus A pătrat. 2 pe lângă, crezi pe lângă, B pătrat plus C pătrat, eu am înțeles să pun în paranteză. Da, minus A pătrat, supra 4. A pătrat, totul pe 4. Egal cu... 2 pe lângă B pătrat, care îi 6 radical din 2, totul la pătrat. Adică îți pui deodată. 3, 6 ori 2, 6 72. 72. Plus. C pătrat. 5, 5, 25. 50. Da. Totul. Minus. Minus 100 pe 4. Egal cu 2 ori 122 minus 104. Pe niște timp aiurea. 244 da. Minus 100 pe 4 care e egal cu 144 pe 4 și egal mai departe, adică cum? Cum o facem? 36. Cum da? Da, 4, 3, 12 și rămâne 24. 36. Și atunci e indice A simplu? E egal cu 6, adică radical din 36 da. Egal cu 6. Și egal cu 6 și termină problema. Adică hai să facem și MB. M indice B. M indice B este egal cu 2 pe lângă C pătrat plus A pătrat totul minus nu, B pătrat. Totul, minus B. Minus, da. Minus. Totul minus B pătrat. Mai degrabă spui așa. 2 înmulțit cu paranteză. Da. Spui așa ca să înțelegi. 2 înmulțit cu paranteză. C pătrat plus A pătrat în paranteză minus B pătrat. Am, da? Minus B pătrat. Pe
pătrat. Pe pătrat. Totul pe lângă minus b pătrat sună împotriva matematicii. Da? Totul pe 4 și egal mai departe cu 2 pe lângă, te rog. Da. Da. Gar cu 2 pe lângă c pătrat care este 5 radical din 2 care este 100. Nu, e 5 la 5 la 25 ori 2, 50. Plus a pătrat care este 100. Da. Minus b pătrat 6 radical 72. Supra 4. Și vine 2 ori 150. Da. Minus 72. Totul supra 4. Face 300. 300 minus 72 supra 4. Și este egal cu 238. 228. 228 supra 4 împărțim 22 la 4 57 și atunci MB MB este egal cu radical din 57. Da, și rămâne așa. MC Adi MC tot la pătrat egal cu A pătrat 2 pe lângă 2 pe lângă A pătrat plus C pătrat plus B pătrat, A pătrat, A pătrat plus C pătrat. B pătrat. Da, B pătrat minus, minus C pătrat B pe 4 adică egal cu 2 pe lângă 100. Profesor, da. De acolo este plus la, MD, la C este 2 pe lângă B pătrat plus A pătrat. Da, sau A pătrat plus B pătrat, așa. Da? Azi. 100 plus Anca. Și adică 72. Da. Minus. Minus. Și la a doua. Minus 50. Da. Supra 4. Iga mai departe, mai repede. 2 ori 172 minus 50. Supra 4. Da. 344. 344 minus 50. Minus 50. Și egal cu? Se parte prin 2. Mai, dar trebuie să faci. A, nu, nu, ala scăderea. Cât vine? 294. Se poate prin 2, pe 4 merge. Numai prin 2, da? Prin 2, da. Și face o dată, 4, 7, 147 pe 2. Da? 147 pe 2. Și atunci e indice ce? Simplu. Va fi radical. 147 pe 2. Da. Mergem mai departe. La altă problemă. Problema 28, de la pagina 157. Asta a distrugit tot. 28. Câteva dată, faci tot ce mai fie la răscăt. Dar îți place un pic. Îți place mai pic, mai mult. Mai mult că mi-o zvăiești și nu mai pot. Hai. Deci în ipoteza, avem că A, B, C, paralelogram. A, B egal cu 20 cm, scrie Ani. Da. Când
AB 20 cm. Da? Da, să vedeți eu una. BC. BC 12, domn profesor. BD 16 cm. BD 16 cm. Da. Să se afle lungimea diagonalei AC. AC egal cu 5. Nu sunt paralelogram. Ia să vedem ce e paralelogram. Ce e la paralelogram? Da, oare ce-o fi un paralelogram? Diagonalele se jumătățesc. Laturile opuse. Deci, laturile opuse sunt concurente. Laturile opuse paralele două câte două. Și congruente. Și unghiurile. Nu. Ele au calitatea de a fi și congruente. Deci nu și paralele și congruente. Nu. Da. Paralele. Laturile opuse două câte două paralele. Stop. Ce alte proprietăți mare? Păi are două laturi... Unghiurile opuse sunt congruente. Unghiurile opuse congruente. Laturile opuse congruente. Două câte două congruente. Se înjumătățesc. Da? Așadar, ne ducem și spunem A, B, C, D. Paralelogramul A, B, C, D. AB 20. AB 20. BC 12. 12. Și BD 16. BD 16. Să aflăm pe AC. AC. Ce și AC-ul de profesor? A? Ce? Ce? Diagonala asta. Tu ai rezolvat. Nu. De la... de drum și lucrează. A făcut-o. O făcut-o. Da? Nu, după aceea altă văzut. Văzut ăsta următoare. Dar ce ai problemă? Hai că e banală, sigur că da, nu... Nu-i cazul să... Teorema lui Pitagora. Bravo! Așa se face. Ăla-i triunghi dreptunghi. Așa, Pitagora, triunghi dreptunghi. Trebuie să spunem că AC e perpendicular pe BC. Dar nu avem AC pe BC. Adi, hai să vedem așa. Ce știi tu într-un paralelogram? Că diagonalele sunt jumătăți, trebuie să umblăm. Mai știi, mai știi și faptul că laturile opuse sunt cum? Paralele. Și congruente. Te interesează congruența. Adică și de cât 20. Și ăsta 20. Și adu de cât 12. Bun. Acum, ori te duceai în triunghiul A, D, C, în care aveai ce în triunghiul ăsta, de ce, adică, ce este cunoscut? Ce avem A, în B și B, C. Și trebuie să aflăm pe a treia latură, nu? Uh-huh. AC. Avem șanse să o aflăm pe AC? Da. Cum zici? AC pătrat egal cu... Bă, da! AC pătrat, AC pătrat egal cu DC pătrat plus AD pătrat. DC pătrat plus? AD pătrat. Asta dacă ar fi triunghi dreptunghi. Da. Așa zice așa. Da? Deci nu se poate așa. Trasăm înălțimea în triunghiul A, B, C. Da, Mirona, lasă-mă un pic, că sunt tatălău și noi, că nu ne-am prins. Da, pe tot, nu. Păi, hai, da, n-am mai vorbit, că nu pune presiune. Tu te la cealaltă problemă, citim, și te pun, în momentul care noi ne descurcăm, o să vezi că te pun. Dar deocamdată tatălău și noi. Trasăm înălțimea. Vrei de aici, din ce, da? Nu. De unde? Din B. Din B. Da, ca să zici. Înălțimea sunt perpendiculară, cea mai rapidă, da? Nu, nu-i rău, domnul, să o sutragem. Păi așa mi-au zis, așa am făcut. La ce mă ajută? Deci nu fac mișcări de astea ca să mă aflu treabă. Fructive și chestia asta cât diagonale se înjumătățesc. Poate și asta e important. Mă ajută. Poate mă ajută. Știi, domn profesor, știi. Nu e rău. Tu te mai departe la cealaltă problemă. Da. Și pe cealaltă făcut-o? Da. Și tu du-te la alta, și la alta, și la alta. Hai, lasă-mă ca să pot să înțeleg și eu problema. Deci nu este important ca să... De fapt, că nu putem și nu putem, venim la tine. Băi, copii. Ni se dă DB toată de cât? 16, nu degeaba. Și într-un paralelogram, diagonale se înjumătățesc. Da. Înseamnă că acolo în mijloc punem punct O. Da. Și este, înseamnă că 16 împărțit la 2 este 4. De O. 16 împărțit la 2 e 8. 8, parcă să dați. Deci BO este de 8. 8.
Ei, și dacă BO e de 8, ce este BO în triunghiul ABC? Mediană. Nu. În sfârșit, e mediană. Vârful cu mijlocul. Deci într-un paralog, în triunghiul ăsta, O fiind la mijlocul lui AC, BO e mediană. Și în triunghiul ăsta ABC, cunosc pe 20, pe asta 12, știu și mediana, da, ca valoare. Ce formulă îmi indică mie ceva o legătură cu mediana? Asta, care am lucrat-o până acum. Teorema mediană. Mediana la pătrat este egal cu cine? Cu de două ori latura asta la pătrat plus asta la pătrat minus cealaltă. Da? Suprafață. Și suprafață. Și iese problema. Wow! Păi, asta înseamnă... Încercați să vă pun și eu... Păi, dar, Miruna, de ce nu-mi lași libertatea să conduc problema? Pentru că nu mi-e interesant să le duc la arunc răspunsurile ca peste gard, ci eu vreau să văd dacă și pornesc. Deci, ce a fost aici important? Important a fost punctul să vedem... O. Punctul O. Care... Diagonala se jumătățește și nu degeaba mi-a dat-o pe toată. Și atunci, iată că BO e știută și mie îmi trebuie AC, păi toate elementele care sunt date mă conduc spre ideea de a folosi formula medianei, lungimea mediană într-un triunghi. Da. Oarecare. Da. Oarecare. Nu un triunghi dreptunghic. Într-un triunghi oarecare. Și zicem acum. Așa. În triunghiul. Nu mai țin, nu trebuie să spunem că am... În paralelogramul ăla, A, B, C, D, paralelogram. Deci rezultă? Cum să scrie acum de vreo să jumătățesc? Rezultă că, BD, iată, BD intersectează AC egal cu punctul O, așa încât DO egal cu OB și AO egal cu OC. AO egal cu OC. Cum DB egal cu 16 cm. 16 cm. Rezultă că și dedesubt și DO egal cu OB. OB. DO egal cu OB. Astea două rezultă că DO egal cu OB și egal cu? Egal cu 8. 8 cm. 16 pe 2. Și acum, în triunghiul. În triunghiul ABC. ABC. Cunoaște. Cum avem că AO congruent cu OC. AO egal cu OC. Avem că OB egal rezultă cu... Rezultă că OB este mediană. Mediană. Și atunci rezultă. Așa trebuie redactat. Corect. Da? Insist pe chestia asta. Și de aici? Da. OB mediană. Rezultă că putem afla OB pătrat. OB pătrat egală cu 2 pe lângă BC pătrat plus AB pătrat minus AC pătrat. Corect. 4. Echivalentul. Nu credem. OB pătrat. Poți pe OB? OB, da, 8. 8 ori 8, 64. Deci 64. Egal cu 2 pe lângă BC, care este 12, adică 144. 144. Plus AB, care este 20 ori 2, 400, da. Minus AC, care este... Care nu o cunoaștem. Nu o cunoaștem. AC pătrat. Supra 4. Da. 64 este egal cu... Hai să amplificăm cu 4 și echivalent cu... Sau, da, amplificăm cu 64 ori 4. 64. Ori 4. Dar nu putem simplifica cu 4 cu 2 aici? Ba da. Asta vreau să spun. Păi de ce nu spui? 4 cu 2 se simplifică. Adi. Simplificăm 4 cu 2, nu? Da. Ca să-mi arăt treaba mai repede. Da.
Ah, ba nu, nu putem, nu putem. Pentru că avem acolo, avem de multe o paranteză. Și avem minus după aceea. Minus, măi. Ăsta, din cauza minusul ăsta, nu că avem de multe. Că dacă n-ar fi fost ăsta, era minunat. Era super. Da? Mergea simplificarea, dar așa n-am voie. Acum putem 64 ori 4. 4 egal cu... Egal cu 256. 2 ori 500. 44. Egal cu 2 ori 544 minus AC pătrat. Și avem 256 este egal cu 2 ori 544. Cât face? 2 ori 4, 8. 1088. 2 ori 4, 8. 1088. Da. Minus AC pătrat. Și de unde avem că AC pătrat egal cu 256 plus AC pătrat, cu cine? Minus, minus. 256 minus 1088. 256 minus 1088. Pare. Păi să vezi, mai. Hai să facem. 256 minus 1088. Deci AC care e minus 2 în partea cealaltă și 2 pi 256 în partea cealaltă. A, și vine. Deci AC pătrat e egal cu 1088 minus 286. Egal cu 823. 823. AC pătrat, dar simplu AC va fi? AC este egal cu radical din 823. Și urmează să vedem dacă se extrage radical exact sau dacă nu îl descompunem, să vedem dacă... Și atunci am problema. Ei bine, vreau să spun că aici, când ai spus că e egal cu 256 minus 1088, da, atenție, când ai zis că e egal cu 256 minus 1088, la scăderea aceea se dea cu minus și nu putea ca pătratul să fie un număr negativ. Cu o distanță să fie un număr pozitiv egal cu un număr negativ. Era semn că s-a greșit. Da, 832. 6 din 8, 2. 5 din 8, 3. Și 832, cred că se iese ceva. Da, 2. Poate la număr, prin 2 ar merge să-l descompun. Ia să încercăm să-l descompun. Că tot. Facem și lucrul ăsta. 800, cât? 832. Îl împărțim prin 2 și dă 416. 832. 2 la 6, ori 13, da? Da, și este 2 la 3. Și atunci radical din 832 va fi egal cu radical din 2 la 6 ori 13, care înseamnă 2 la 3 copii ies, vorbiți 2 la 3, 2 la 3, exact. Ori radical din 13. Adică 8 radical din 13. Acum a văzut nu mai bine. Da. Deci 8 radical din 13. Eu n-aș putea și tine, 8 radical din 13. Ce, să vedem ce n-a mers. De ce n-a mers Anca? Unde nu ne-am prins aici? Acolo la... când se înmărțesc. Păi n-am repetat înainte. Într-un panogram, diagonale se înmărțesc. Nu degeaba autorul ne-a dat panogram. Deci el pur și simplu o vrut să vadă dacă știm această calitate a diagonalei. Și eu, domn profesor, dacă îmi permiteți, n-ați mers pe asta că e 8 și i-ați ajutat să vadă, eu aș fi mers în triunghiul D, B, C și ziceam că O, C, care e tot mediană, că diagonalea este asta la pătrat care nu o cunoșteam, e egal cu asta de două ori, asta, deci formula. Da. Asta o știam, asta o știam și asta o știam. Da. Și aflam pe asta. Și pe aceea de două ori și tot acolo era. Sigur că da. Deci o altă idee. Tot asta de bine.
Tot atât de... Nu e mai ușoară, tot atât de ușoară. Da, tot atât de ușoară, pentru că într-un duel laturi le aveați pe toate trei laturile. Deci deodată le aveam, da. Atunci aveam mediană. Exact. Invers, n-am avut-o pe asta, exact. Tot mai am aflat-o, dar știam lungimea medianei. Exact. A fost mai interesant în sensul situației acelea de a folosi, având mediana și să lăsăm latura necunoscută a ce pătrat, da. În sensul ăsta. Ideea e că dar să plecați în rezolvare... Oricum, să ajunge, fie într-o variantă, fie cealaltă, să ajunge la același răspuns. Corect. Asta e important. Hai, adică mai avem o problemă, hai mai adu-te. Hai. Dar nu mai e. Cât e ceasul, te rog. Acum mă uit. Aici e 40. Lăsăm să facem și problema asta, da. Să reușim să o facem repede. Da. Dar dacă ne ducem... E la reciproca a teoremei lui Pitagora. Aha. Deci la reciproca teoremei lui Pitagora este problema, da? Da. Problema 2 de la pagina 157. 2 de la... 157. Se dă triunghiul ABC. Da. Triunghiul AB. AB egal cu 52 cm. 52 cm. AC egal cu 20 cm. BC egal cu 48 cm. Să se afle lungimea înălțimii din vârful C. Reciproca teoremei lui Pitagora. Hai că dacă pe la a doua egal pe cea a doua, pe cea a doua, am dat eu cu ăla, o să fie repusă. Deci dacă într-un triunghi se întâmplă ca pătratul unei dimensiuni să fie egal suma pătratelor celorlalte, atunci triunghiul devine dreptunghi cu... Să scriem ce vrea de la noi până ați... În concluzie, lungimea înălțimii din vârful C. Deci, lungimea înălțimii din vârful C. C. Deci ce, sau nu dăm noi, ce C, ce prim. Egal cu cine. Da. Corect. Acum, dacă vrem să vedem dacă triunghiul este sau nu dreptunghic, 52 la 2, egal cu deci, 48 la 2. Deci, dimensiunea cea mai mare, 52 egal la 2. Egal cu 48 la 2. Deci, întrebăm, triunghiul, nu facem triunghiul nimic. Nu are rost. Triunghiul ABC, ABC este... Dreptunghic? Semne întrebări. Dacă și numai dacă. Este dreptunghic, ne întrebăm. Răspunsul. Este dreptunghic dacă cea mai mare dimensiune, adică AB pătrat. Dacă AB pătrat. Și unde este, cu în ce vârf va fi unghiul drept? În vârful C. Câte vreme la AB mă refer, da. Cea mai mare. Da? Deci este dreptunghic în C. Unghiul C, dacă și numai dacă, latura opusă unghiului C, adică AB pătrat, egal cu BC la 2, plus AC la 2. Plus AC la 2. Adică 52 la 2, egal cu adică ar trebui să fie 52 la 2. 52 la 2. Egal cu 48 la 2, plus 20 la 2. 52 la 2 de 2704. Cât? 2704. Egal. Și 2304. 2300. Da. Plus 400. Plus 400, adevărat. Și adevărat. Deci, să că măsura lui C... Deci, triunghiul e dreptunghi. Dreptunghiul în vârful C. Da. Și acum ce prim. Teorema înălțimii, sau cum? Deci, acum îmi permis să spun că aici este vârful C, A, B, C, da? Și trebuie înălțimea asta. Corect. Dar o știm pe AB, AC și... Da? CC prim, am zis noi, da? CC prim. Teorema înălțimii... Da, adică înălțimea este egal cu AC prim, ori C prim... B. B. Nu știm. Nu știm. Înălțimea la pătrat, egal cu produsul da. Simplu. Da. Da. Nu știm. Bun. Trebuie o idee. E
Cred că mai trebuie să ducem... A catetei care? Cum mai e formula la catetei? Teorema catetei? De exemplu, AC la a doua. Da. AC la a doua, da. Egal cu AC prim, ori AB. Ori AB. Ce este faină? Știm cât e AC, știm cât e AB? Sigur că da. Deci aplicăm teorema catetei. Ori pe asta, ori pe partea cealaltă. Dar n-are importanță. Mergem așa cum s-a spus. Deci AC pătrat, AC pătrat este egal cu o catetă la pătrat, egal cu produsul dintre toate ipotenuze. AC pătrat egal cu AC prim, da. Ori AB. Ori AC, ori AB. 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 Echivalentul. AC prim, AC pătrat este 400. Deci 400 este egal, egal cu AC prim, nu știm. Nu știm. Ori AB, AB o știm. 52. 52. Ori 52. Când rezultă că AC prim egal cu 400 supra 52. Și criticăm printr-un... 2. Prin 4, cred că merge chiar. Da. 100. 100 supra, o dată, 13. 100 pe 13, așa este AC prim. Și acum, știu pe AC prim. Știu pe AC. Da. Și cât s-a făcut AC prim? Și aflăm pe C prim B și... Sigur, vreau să aflăm ce pe C prim B, cum ai spus. Adică B minus... Deci, C prim B. Mă duc acolo așa, mă... Da, mine, așa vrei. Așa facem. Elevul nostru, stăpânul nostru. Am înțeles. Deci, C prim B este egal cu... AB, AB 52, minus... AB, ori... AB minus... AC prim. Și egal cu 52, minus 100... supra 13 și egal cu... S-a făcut același lucru, cu 13. Da. Și o să fie... 52 ori 13 înseamnă 676. 676 minus 100 pe 13. Supra 13. Deci face cât 576 supra 13. De ce parte? 1 și 3, 4, acum, ce ce prim? Nu? Nu se pare. Nu. Ce ce prim? Ce ce prim? La, la pătrat. Egal cu 576. AC prim, scrie formula. Egal cu AC prim. Ori ce prim? Ce prim B. B. Și egal cu AC prim, care eu știu, 100 pe 13. Egal cu 100. Ori? 576. 576. Pe 13. Egal. Face 5, 7, 5, 7 6, 6 ori 100 supra 169. Supra 13 la pătrat. Îmi place așa ca să scoți pe ce ce prim. Și atunci ce ce prim va fi egal cu radical din 576 ori 100 supra 13 la a doua. Și va face radical din 577, 24. Radical din 577 faci 24. Radical 110. 10, corect. Și vine 24 ori 10 supra 13. 13, corect. Și face 240 supra 13. Este bine. E una, dar nu vreau să mulțesc. Se împarte la 4, nu? Pentru că 4 cu 0 e 4. Nu, că 13 nu e număr. 13 e număr prim. Nu mai are niciun divizor. Și atunci așa îngheață. Am muncit un pic, nu? Da, dacă vă vine în minte să spuneți că area unui triunghi este baza unei înălțime. Ia să zicem, area triunghiului ABC egal cu baza AB. Baza AB. Ori înălțimea, ori ce ce prim? Pe 2. Supra 2. Și tot area triunghiului ABC. Hai să-l așezăm pe o catetă, să-l întoarcem așa.
Egală cu A, A, C. C, B, ori A, C. Cateta 1 ori cateta 2. C, B, ori A, C. C, B, ori A, C. De C, B, ori A, C. Supra 2. C, B, adică, pe alte cuvinte, trebuia să știm C. Că înălțimea ori, deci înălțimea ori C, C, ori A, ori A, B, ori A, B, egal cu cateta 1 ori cateta 2, da? Da. Și pe 2 la fiecare, da? Da, da. Dar 2 fiind 2 n-avea rost și doar atât. De aici, I este egal cu C1 ori C2, cateta 1 ori cateta 2, supra ipotenuza. Supra ipotenuza AB. Și ar fi fost. Cateta 1 cât este? Cateta 1 este AB, nu, AC, AC, da? AC 20. 20. 20. Ori BC care este 48. Ori 48. Nu, 60. Supra? 52. 52. Acolo de rost 60. 20 și 48. Se simplifică printr-un 4. Da, 48 și 4. 13. Aici rămâne 13 și aici sus 12. Cu 12 ori 20 fac 240. Da, asta n-au știut totul. Da? N-au știut. Deci mult mai repede. Mult mai repede. Deci aria văzută în două variante. O dată baza la înălțimea și cateta 1, cateta 2. Pe 2. Pe 2 cu 2 simplifică și rămâne mult mai rapid. Iată că eu m-am lăsat pe mâna voastră, știți de ce? M-am lăsat pe mâna voastră pentru că aici am avut ocazie să văd teorema catetei, teorema înălțimii. Deci s-a lucrat acolo și zic, dacă e bun, verificăm teorema catetei, teorema înălțimii. Și toate lucrurile celelalte, plus calcul, plus atenție la calcul. Pe când invers, o puteam da cateta 1, cateta 2 ori I și e acolo găsim. Bă, dați-o la cap și pe asta? Sigur că da. Mult mai rapid. Viteza mărită. Deci când aveți laturile într-un drum dreptunghi și trebuie să aflați înălțimea, înălțimea e cateta 1 ori cateta 2 supra ipotenuză. Dar e logic, nu da, trebuie da, să reținem. Da, da. Numai că e vorba de a înțelege că e vorba de area triunghiului văzută în două variante. Odată stând pe ipotenuză, baza ori înălțimea pe 2, și odată pe una din catete. Și ai cateta 1 ori cateta 2, 2 pe 2. Și le egalați și iese înălțimea. Foarte rapid, da? Deci area pe două căi. Notați, observați aici. Observație. Fain. Da? Observație. I indice A, hai să spun, înălțimea din vârful A, dacă unghiul a fost drept acolo, este egal C1 ori C2 supra A. Deci înălțimea din vârful unghiului drept, cateta 1 ori cateta 2 pe ipotenuză. Da. Hai și cu asta ne oprim aici la geometrie. La geometrie și facem algebra.